Laboratorul din incinta Liceului Energetic din Târgu Jiu și-a deschis porțile pentru prima dată în anul 1977. De atunci, mulți tineri au învățat meseria pe care poate o practică și astăzi, aceea de electrician. Din păcate, timpul și-a pus amprenta, iar aparatura și materialele necesare orelor practice au devenit nefuncționale. Acum, cu ajutorul unei societăți direct interesată să găsească oameni pricepuți, laboratorul a fost dotat. Oficialii s-au chinuit să taie panglica noului laborator din cadrul Liceului Energetic din Târgu Jiu. Ce pot să le spun? Că au făcut o alegere potrivită și vom duce împreună acest proiect până la sfârșit. Pentru început, de proiectul Ucenic Electrician vor beneficia 15 elevi înscriși în sistemul profesional de școală. E vorba de formarea primei generații de ucenici electricieni în județul nostru, iar acest deziderat să fie împlinit distribuție Oltenia, împreună cu inspectorul Școala Județeană Gorj și în parteneriat cu Liceul Energetic, a încercat să investească, și o să vedem că a și reușit, pe două direcții fundamentale, ceea ce privește educația, și anume pe resursa umană și pe resursa materială. Sala a fost dotată cu aparatura necesară profilului electric din cadrul liceului. Ca și scule, dispozitive, avem o plusă de electrician. Pe masă, vedeți că am pus și un voltmetru digital, ampermetru, are mai multe... Un aparat de măsurătoare a prinsă de pământ, detector, plus echipamentul individual de protecție, cască, mănuși, cizme. Dorim ca acești viitori specialiști să intre în contact încă de acum cu aceste tehnologii, să se obișnuiască, astfel încât să fie pregătiți pentru ziua de mâine. La rândul lor, autoritățile speră ca promisiunile făcute de societatea lider în furnizarea de energie electrică pe Oltenia să respecte parteneriatul și peste 3 ani să angajeze tinerii care încearcă acum să obțină o calificare. Un moment pe care ne-am dorit să-l întâlnim tot mai des în viitorul apropiat, pentru că, pe de o parte, vorbim despre o temă foarte actuală și importantă, cu implicații serioase în viața municipiului Târgu Jiu și a județului Gorj, și mă refer aici la lipsa forței de muncă calificată, o temă care bate deja, din punct de vedere al substanței sale, o temă care încet, încet pare că poate fi depășită. Sunt absolvent de electrotehnică al Liceului Industrial Energetic Caterina Todoroiu și recunosc că orele de practică, orele de studiu și orele de practică din termocentrală confinare nu au prins bine. Nu visam la acea dată că voi lucra vreodată în sistem energetic și atunci am învățat ce înseamnă kilovatul, am învățat ce înseamnă energie electrică, am învățat ce înseamnă megavatul. Un ajutor similar a primit și o școală gimnazială din Turcinești, al cărei laborator de informatică a fost dotat cu 10 de laptopuri.